Salutare tuturor, sunt Andrei alături de Tudorei Căci Dănuț și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de survival cu brigada și, bineînțeles, fraților, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și pe acel mic butonaj de like, dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, să strângem și noi acolo foarte, foarte multe like-uri, să vedem câte persoane mai susțin această serie de survival cu brigada, oameni buni. Trebuie neapărat să facem beacon-ul, de aceea mă duc aici la Ender Chest să iau Nether Star-ul. Haide că primim ce Nether Star frumos. Avem nevoie de ceva jumbo? Voi aveți obsidian, boys and girls, aveți? Cum să n-aveți obsidian? Tudorica? Da. Obsidian? Nu. Tudorica? Da. Obsidian? Nu. Dănuț? Da. Obsidian? Da. Yes! Dănuț, dă-ne obsidian, te rugăm. Dănuț, dă-ne obsidian, că te tai, frate. Deci, ok. Stai să-l vomit, bine. Oh my god, faceți bă, eu n-am pickaxe de diamond. Păi doi, așa ca idee. Am eu, dar se termină. Păi nu contează, vreau să iei... Câte bucăți de obsidian trebuiau? Ci 3 bucăți, nu? Cred. 3 bucăți de obsidian, Tudorica, oricum o să trebuiască să facem și o piramidă, n-avem fier. Aia este baiul și oameni buni, ne apropiem de lupta cea mare cu dragonul, adică, mă rog, mersul prin End, că o să mergem prin End, o să ne batem cu dragonul. De fapt, înainte să mergem în End, să ne uităm pe la fortress-ul, să căutăm chestii, trestii, socoteli, o să batem dragonul, pentru că, na, asta este primul lucru pe care trebuie să-l facem. Oricum se respawnează, că suntem pe 1.9, deci trebuie să batem dragonul. Dar nu-ți, cum merge cu obsidianul? Nici cum. My fucking god, știi că am nevoie de pickaxe-ul tău, pentru că vreau să mă duc eu să iau obsidian, că da, tu nu ești în stare. Poftim. Mersi, Dănuț, ești un drăguț, pup. Bun. Și o să mergem să și minăm, deci o să facem o razie serioasă de minat, frate. Deci minăm încoace. Dă-mi, mersi. Ai nevoie de altceva, să vedem cât de... 39 durabilitate, beton. S-o dorei că tu ce faci? Casa. Ce subsolo faci la casă, mamă? Deci tu dorei că de fiecare... Cred că în toate clipurile tu dorei că își face laborator acolo, în beciul casei. Tu dorei că de ce faci asta? Asta trebuie să fie făcut de mult, da. Tudorica? Leniș, da. Deci ești așa rău, Tudorica? A, pleci la minat? Da, 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 m-am dus și... deja. A, ok. Sunt în mine, vrei să spun câte ceva despre mine? Aoleu. Doamne, bun. Uite, am găsit obsidian. Bă, 3 bucăți de obsidian. Și să vedem unde punem beacon-ul, fratele meu. Să vedem unde punem beacon-ul și după ce o să facem beacon-ul, o să-l și plasăm, o să mergem să minăm și mai povestim despre una alta. What the fuck? Nu știu ce, am avut impresia că Genie este un player, dar nu, era un zombie. Ar fi trebuit să-mi dau seama. Băi, cât de urât arată acolo. Cine e pe locul 2 la mort? Cine? De ce? De ce? Hai, încă rând ajuns pe cheitaci. Da, dar cine a făcut rol de acele capete de Wither nubule? Prin care am bătut Wither-ul păi, și... E, jucat off camera, dacă ne puneai pe noi, le făceam. E, da mă, nebunule. E, jucat și tu acolo 50 de ore. De unde? Că au fost vreo 20 de minute. Sau jumate oră? Undeva pe acolo prin zona. Nu-i bai, gata, am făcut rost de 3 bucăți de obsidian. Stai un pic să fac de acum beacon-ul, că nu mai am răbdare, frate, trebuie să facem beacon. Bam, și! Ce bău sunt, era să pun căulul. Beacon! Super, super tare. Unde zice să punem beacon-ul? Undeva în centrul satului, frate, ca să aibă acces cât mai multă lume la el, știi? Când te plimbi prin sătuc, să ai viteză. Dănuț? Da. Ce faci pe acolo? Pun știi că ai pus o scară invers, oh my god. Acum am fac... Ce dracu tu... Unde-i paștele? Oh, creeper! Nu mă mai duc. M-a speriat puțin tel de creeper-ul ăla. Stai așa să punem scara asta aici. Pentru că Dănuț s-a uitat-o. Dănuț, de ce uiți scările? Dar în sfârșit faci și Dănuț un lucru bun. Pune și tu scară până jos de tot și aici. Stai trebuie să pui o scară. Pickaxe. N-am mă pickaxe-ul, ți-arunc eu pickaxe-ul. L-am aruncat aici, la porci. Da. Du-te și al. L-am aruncat acolo la porci. Bun. Și haideți să vedem unde ar trebui să punem. Bă, beacon. Deci, frate, ziceți voi de nu centru ar fi pe undeva pe aici. Să-mi bag piciorul de nu. Mă gândeam. Uite, pe undeva pe aici ar fi centru. Acolo e casa mea, acolo. Cam pe aici ar fi centru. Hai să vedem. Bam. Ok. Ce îi băgăm să-l alimentăm? Aveți un diamond sau ceva? Am eu. Bagă și un diamant aici. Poftim? Are, dă-nu 50 de diamante. Da. Bagă și un diamant. 500. Sunt în mină. Aoleu, Dănuț. Și după oricum o să trebuiască... Aoleu, ce noble sunt. După oricum o să trebuiască să facem gen... Bă, dar trebuie... nu trebuie să-i facem un tip piramida? Piramida mică trebuie neapărat, că altfel nu merge, nu? Așa, nu le-am cu astea. Dănuț. Ba nu, care se pricepe la astea? Sile, cred. Sile. Sile e mai noob și știe. Nu, că așa trebuie... Deci, bă, fii antrenă. Dă-te, bă, de aici. Că oricum o să trebuiască să facem gen... Eu vreau să facem piramidă mare neapărat. Și n-am... A, uite lopata aici. Dude, aveam lopata aici. Piramide.
Ok, dar de cât trebuie să fie baza unei piramide mari? De 3x3, nu? Nu, ce nu, de 9 pe... No, pe 69. Ești ratat. Dar stai un pic să vedem dacă e ok aici. Nu știu dacă e ok, că gen se intersectează cu drumul. Oh my god. A, mă, Tudorico, uite ce ai făcut. Dar n-am vrut. Deci aici trebuie să fie, în orice caz. Deci dacă e așa, 4x4, stai un pic să închid și eu sunetul ăsta de la Facebook. Aoleu, sper să nu continue muncitorii să dea cu de toate în tavan, că nu... Ok, bun. Așa. Nu, mai trebuie una. Te mai dai una așa. Și una așa. Și 15x5, mă. Dar o să intrăm la văcuțe în țarc. My Ia, God. ia. Mersi. O să intrăm aici, în țarc cu porcilor, nu văcuțelor. Doamne. Doamne, miluiește. Bine că nu mă aștepți pe mine. Deci Mai nevoie. cam pe aici ar trebui să fie Nu beacon-ul. merge. Da. Cred. Ba, am făcut bine. 7 e aici, what the fuck. Nu știu dacă trebuia de... Și ce, 6? A A, greșit ceva. piramide. A? Bă, tu când ai făcut 10 de tur? Aoleu, se aude cum... ți-am zis că am multe de tu. Bă, eu dacă... Opa, dar nu ți-a sparge cu pickaxe-ul de diamond, că mi-e puțin tel frică, sincer să fiu. Nu ți se pare că mi-e puțin tel, că am frică, Dănuț? Nu stai așa să... Mă asigur că nu sună blet. Deci, o piramidă... Ce tip de piramidă vreți să facem? Nu trebuie neapărat cea mai mare, nu? Stai așa. Da, m-am făcut bine, ești nebun. Trebuie 7 pe 7. Am făcut bine. Dar mai trebuie într-o parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai trebuie un pic în partea asta. Și avem o piramidă mare, frate. 7 pe 7. Gata, bun. Acum trebuie să ne ducem în jos, dar nu știai, nu? Trebuie să săpăm aici foarte mult în jos, gen să pregătim tot locul pentru când o să avem. Bă, dar o să ne trebuiască extrem de multe blocuri de fier. Dar nu contează, o Am să eu, fie. Ai fier. tu multe, multe blocuri de fier? Am cam două stacuri de iron. Păi, faolo, o să fie nevoie de mai mult, frate. Gândește-te câta piramida o să avem aici. Deci tot ce vezi aici o să fie fier, Dănuț. Fer. Știu. Aici. Deci fer, 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 tot ce vezi aici. Hai să vedem exact, gen, câte blocuri o să ne trebuiască să facem un calcul, ca să știm ce părere ai. Deci fii antenă. Să vedem și cum vine. După să săpăm noi obsidian, dă-te. Deci, ăsta, cobblestone-ul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1... Bă, dacă chiar azi am dat la chimie. Da, mă? Și ce ai făcut la testul la chimie, Tudorica? Hai să nu intrăm în detalii. Oh my God, nu vrei să intrăm în detalii, Tudorica? Deci, Dănuț, tot ce vezi tu aici o să trebuiască să fie blocuri de iron, știi, nu? Da. Tot ce vezi tu aici. Și asta cât vine? 7749, nu? Da. Am făcut bine? Bun. 49. După, o să avem așa. 1, 2, 3, 4, 5. Bine, de asta de 5. Bine că ai făcut scările acolo fix unde trebuie să pun eu. Aolo. Mai aveți niște cobblestone? Ah, mai am eu cobblestone, ok. Te că am folosit scările din greșeală. Bam, 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 bam. Deci aici, asta e 5 ori... 5 ori 5, nu? 25. 25 cu 49. Mă bate, rău. 40, 74, zic bine? Corectați-mă, vă rog, dacă greșesc, că n-am mai... Îs... Nabletă. Ok, după plus 9. Oh my god, trebuie în jur de 100 de blocuri. Și aici vine beacon-ul. Ba nu, 85 de blocuri, aproximativ, așa ca să nu mai stăm să calculăm. Și aici o să vină beacon-ul. Dar eu vreau beacon-ul să fie în pământ, asta înseamnă că mai trebuie un layer jos, Dănuț. Deci, Dănuț... Andrei, Da? uite-te în spate. Cine mi-a făcut un dig pe casă? Din obsidian. Tudorică? Eu Unde stau ești tu? acasă la mine. Tudorică, unde ești? Tudorică, ești acasă la tine? Unde ai fost acum? Aoleu. Unde ai fost acum? Mi-a pus ceva în casă? Nu. Nu-mi spune că dicul ăla pornește din casă, că mă enervez. Deci dacă dicul ăla pornește din casă... Ce spart ești, Tudorică, să mor eu cât de spa mai... Dar nu pornește din casă dicul, dar am obsidian la ușă. Și n-am pickaxe de diamond, dar nu știi cine o să spargă tot, nu? Ia de tu și sparge tot acolo, de nu-ți mersi frumos. Aici mai trebuie să mai băgăm un rând. Beton. Și bă, nu o să se vadă foarte urât, adică o să stupăm restul, știi? Chiar o să vadă ok. Și vă spun din start dacă se aude în, nu știu, că bate cineva coie sau o mașină sau orice, să știți că muncesc muncitorii la mine. Ce faceți? De ce vorbiți așa? Se liniște. De ce vorbiți așa? Mă speriați, bă, mă speriați, mă speriați. Mă speriați, mă. A, da, și eu am un tricou cu drăgușor. E un drăgușor pe tricou meu. Sunt un drăgușor. Tu trebuie că sunt un drăgușor, am zis. Și? Bă, la chiar când vine vacanța? Peste 2 săptămâni sau? A, 3 săptămâni și Care? școala. Că o să fie școala altfel, dar la școala altfel nu faceți nimic, deci...
Oh my god, mă duc la Geo la școală, în școală altfel, pentru că au de-aia de prăjituri și chestii și vreau să mă duc să le mănânc tot, toată mâncarea. Da, mă, frate, deci o să mă duc, o să beau toate sucurile și o să le mănânc toată mâncarea, să-mi bag piciorul de nu. Și dacă îmi cer bani, îi bat pe toți. Îl bat pe Geo dacă îmi cer alții bani. Da, am mă ajungi pe mine să așa. Bagă și tu acolo mare, deja să fie groapă pentru bicăna și o lăsăm. Da, slăbuț. Super, super tare. Și o să astupăm după, o să astupăm cu cobblestone. Bă, ce faci, mă? Am găsit aer. Oh my god, ai găsit fer? Am cum să ce dânus când dă de fer. Acum nu știu cum faci, dar ieși de acolo, fără să... Hai. Nu lemn! Așa, ca să se spargă. Și sparge și ăla. Bă, da, ăla de jos... Ei, ia că bag eu piciorul. Hai odată. Gata, bam! Gata, deci să nu se atingă nimeni de groapa asta, că mă enervez dacă se atinge careva. Hai că nu e stricat foarte mult din drum, oricum o să refacem, numai... Aoleu, de fapt e stricat din drum. Aici mai mult, nu? Că da. Rest, uite așa, de genul să treacă pe aici pe lângă, bă, dar îl refacem noi după, nu-i bai? Dănuț, știi unde mergem, nu? În mină! Știi ce să facem în mină? Să minăm, bineînțeles. Să mâncăm șaurma. Oh my fucking god, dănuț, tot de la tine cum merge. Era să cad aici. Care e nabletul? Deci, bă, bă, Tudorica, mamă, m-am enervat. Schimbare de planul, oameni buni, nu mai mergem în mină. Nu, deci, dar n-am făcut nimic. Stai să vedem cum se fac TNT-urile. Dar deci avem nevoie de gunpowder și nisip? Ce ai pățit acum, serios? Ce ai pățit? A, mă, lasă-mă în pace, că știi și tu, Rabine, ce da astea pe tine, du-te, mă, de aici. Ce, mă, că n-am, bă, nu. Da, mă, Tudorica, n-ai făcut, dar zi-mi, zi-mi ce ai făcut, recunoaște, că eu te-am văzut, fraiere. N-am făcut nimic, dănuț. Dănuț? Ce eu? Cine a săpat aici două blocuri special cât să cad eu? Dănuț! Nu. Uite, vezi, râde, fraie. Dar și tu râzi, Tudorica. Da, nu. Dar și tu râzi, da. Și tu râzi deja, tata. Bă, nu, pleacă, bă. Doamne, bă, unde mi-e... Am o întrebare, blocurile albe unde sunt? De unde pot lua niște blocuri albe? Uite, pangan! De unde pot lua și eu niște blocuri albe? Ia-ți vedem ce blocuri are Tudorica în casă. Tudorica, ai blocuri albe de alea, lemn alb? Blocuri albe, what the fuck, la mine. Auzi la mine, lemn alb, ai uși albe. Mamă, câte uși. Oh my god, câte bărci are Tudorica. Tudorica, de unde ai atâtea bărci? A, uite, pot să iau gen 4 slaburi și gata, mi-ajung. Și după aceea mergem repede, repede, jur în mină, Dănuțe pe acolo, pe la el, pe casă. Sau l-ai tu, Dorica, bă? L-ai tu, Dorica, pe casa lui Dănuț? Dănuț e în casă. Bă, marci, ieși. Ieși. E intrat, what the fuck, e intrat. Bă, da, scoate-ți dicul ăsta, că nu-mi place cum arată aici. Oh my fucking god, i-a intrat tu, Dorica, prin nefracție, ești nemul. Da? Mamă, ce-ți fac? Nu, 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 nu. Nu-l omoră. Azi a fost un ninjalo, bă. Ce? Azi am fost un ninjalo. De ce ai fost un ninjalo? Ce spart. Ce a făcut? Uite, uite. Ce noob, băi. E noob? Uite ce noob i-a dat, nu. Ce se întâmplă? Vreau și eu să știu, vă rog frumos. Explicați-mi ce se întâmplă, vă rog, vreau și eu să știu. Nu, pleacă. Bă. I wanna know. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Da, nu! Bă, mi-am spart și pressure plate-urile, sunteți... Doamne, sunteți spar să mor eu. Ai niște pressure plate-uri totuși, Dorica? Cred că da. Ai niște pressure plate-uri, nu? De care? Serios, s-a sărit Dănuț pe fermă? Nu, că uite nu, ce pe casă-l Dănuț. Aoleu, ce copil. Mai întâmplă de nu-ți fraiere, mâncă-mi gură. Mâncă-mi. Ce-ai? Mâncați la Geo. Nu, că Geo e. Bă! Ce? Las că mai dai o tură prin mine, mâncă-mi aici. Da? Da. Da, să caut diamante, nu se ia obsidian, ce-ai? Ah, ce multe bărci avea Tudorica. Le-am folosit într-un scop foarte caritabil. Deci te uiți așa oră la mine? Ah, și gândește-te că l-ai doar început, Tudoric. Și obsidian i-a băgat Dănuț. Tudorica, băi, stai mă să-l batem noi. Nu, nu, nu. Ia vino mă încoace, mă fraiere. Hai, da. Da? Hai mă că te las. Du-te că ai treabă în casă, gândește-te că Dănuț a avut foarte multă obsidiană și o foarte multe bărci. Mai cum te-a Tudorica din cap? Doamne. Cred că se-a iertat, dar prost, băga mea și cioaca în Franța.
Oh, uite fier aici. De ce nu ia nimeni ferul ăsta de aici, frate? De ce fer fix la intrare în mine și nimeni nu le-a? Rămas că nu-ți iei dicul ăla pe casă. Ce? Săptămâna trecută. Ok. Bă, uitați ce am făcut. Deci uitați cât de... cred că de-aia nu lua nimeni ferul. Că mi-a șcioaca. Nu vă mai bateți, că vă bat eu pe amândoi și după... Mersi de obsidian acolo. Că chiar nu avem nevoie. Doamne, ce oameni stai așa supra aici. Rucutucu tacatabum. Hai vino lângă mine. Aoleu. Ia uite ce da acolo Tudorica de zori. Ah, n-am avut săgeți. Ce săgeată i-aș fi în favorul lui Tudorica. Să simtă durere in the ass. Totuși, Andrei, hai să mergem în mine. Eu aia am făcut, sunt, mă duc în mine. Aoleu. Ce, Tudorica? Bun la treabă, Tudorica. Mersi de bărci. Am crezut, păi sunt bărcile pe care le aveai tu în cuvăr, deci... Ce, Tudorica? Am crezut și eu că e foarte multă apă pe acolo pe la tine și am zis, bă... Da, ca să-mi iau ocean. Bă, hai să-i aducem oceanul în casă. Cu-tu-cu-ta-ca-ta-bu. Eu vreau să, gen, să fac... Hai să luăm pe aici, prin dreapta, că pe aici n-am luat-o. Fii antrenă și uite și mergem așa. La ce Y? Suntem la Y9. Hai să mai urcăm puțin tăl mai sus. Aoleu, ce bat muncitorii pe peste tot, frate, nu mai bateți că vă bat. Șpoc, șpoc. Da, mă, de se aude de... Bat muncitorii ăștia în tavan, frate. Că eu stau la ultimul etaj, gen, și deasupra mea sunt toți muncitori. A, deci poți să te arunci ușor de fereastră. De ce aș face ce lucru, Tudorica? Zic și eu. Eh. Uneori se mai pierde pe CSGO. Mai pierde și la pariuri, mai... M-am mai jucat și eu pe site-ul la CSGO for fun, da? Da, așa, ca geu, bă, mea știu. Am mai făcut vreo 160 de ore și am pierdut pe toți, gen. A picat de 4 ore albe la rând și după 2 negre la rând. De 3, toate 3. Diamante! Serios? Da. Repede înaintea lui Dănuț, repede înaintea. Mamă, ce X-ray are omul! Bă! Ce faci, Dănuț? Yes! Am luat două... Pardon. Am luat două diamante! Dănuț, dă-te! Este, ați văzut oamenii cum se face. Cam așa este și în ferentari. Oh my god. Taci, mă, că e gluma bună. Dar mamă, cât timp am petrecut și-o în ferentari. Că gen pe acolo, prin zona aia stă Vărămiu. Rahova ferentar, frate. Dar nu-i cine știe ce, sincer, nu-i așa cum zice toată lumea. Dar e fain, e Catrinca. E interesant acolo. Aoleu, și uitați cum arată la deturi acolo. 9.90. Ce? Ești nebun? La! La! Doamne, Tudoricu. Bă, da, Dănuț. Bă, Dănuț, mânca mea. Ce? Ce-a făcut el? Mi-a pus obsidian și în ferm. Dănuț nu se lasă așa mai prejos, bă, Tudorica. Băga mi-aș Dănuțul. Azi trebuie să știi. Băga mi-aș Dănuțul. Băga mi-aș Dănuțul. Măsa. Aoleu, Dănuț. 9-1-1, am o urgență. Eu sap și nu dau de nimic, dar draci. Că-mi provoacă dependență. De acum, practic, că ne pregătim pentru confruntarea cu dragonul, confruntarea știi? Shaolin. Confruntarea Shaolin! Tunica de 2 tone! Aleg tunica de 2 tone! Pumnul lui Teddy Gong! Acum nu mai poți să intru la drons în casă. De ce? Ah! Nu contează. Dacă trebuie să iau prin spate. Păi, dar faceți și voi ceva productiv în cioaca. Păi, Dănuț face, dar Tudorica ce face? Lava face Tudorica, altceva nu face. Da, dacă o dăm pe prank-uri, hai să o dăm pe prank-uri. Păi așa. Nu, că asta nu e clip de prank-uri, asta păi e clip de muncit, Tudorica. Așa? Naua, ână, ână. Eu am muncit destul de băgam în cioaca. Da. Eu am nevoie de cărbune, am găsit pe aici niște cărbune, că am nevoie de torțe și n-am cărbune. Ei, pe aici nici un pic de cărbune, hai să vedem, ne uităm stânga, dreapta. Până să închei clipul, să vii până la casă, îl dănuți așa doar. De ce? Marș, marș de acolo, Tudorica, că... De ce îți vin la casa lui Dănuț? Trebuie să-mi iau torse. Oh, uite ce aici. Trebuie să-mi iau torse de acasă, dude, come on. Am eu să-ți dau. A, uite, am găsit niște cărbune în ebay. Iau cărbunele alea, că am o grămadă de bețe la mine. Știam că o să am nevoie de aceste bețe de aia, frate. N-am lemn, dar am bețe. Adică mai multe bețe folosești decât lemn. Lemnul folosești de obicei mai pentru workbench, știi? Da, am și workbench-ul la mine. Opa, uite, fer. Și eu am fer. Și sper că nu se aude cum dau muncitorii, că au început să dea iarăși cu ciocanul, frate, nu? Îi doare la bască, gold. Păi. Poftim? Și fer și gold. De toate, boss. Ditati. Ditati. Ditati găsim, mă. Ditati, uite aici, cărbune, o grămadă de cărbunele pe care o să-l folosiți. Facem niște torțe, 16 torțe. Apăsăm F aici să punem torțele în cealaltă mână. Pentru că așa este frumos. Să apăsăm click de acum să nu ne mai deranjeze foarte, foarte mult. O să curgă lavă. Ba.
Bă, și eu m-aș duce în direcția asta, sincer, că n-am fost pe aici. Cine știe ce găsim? Poate vezi că sunt niște diamante aici pe un colț. Tudorica, ce faci? A, dar a spus Tudorica, gen, că dacă intră măsa, înainte să începe filmarea, că dacă intră măsa, îl trimite la teme și îl bate, că vede că se joacă și nu face teme. Și nu îl bate cu mâna, cu toporul. De-aia să vedem. Oh my god, cred că în acest moment îl bate cu toporul, sincer. Nu cu cureaua, nu cu mâna, nu cu pâna. Ai dat cu toporul peste ceafă. Sau poate vezi că are o sabie de aia de samurai, ești nebun? Cu îl bate 75. Cu sabia de samurai. Poftim? Cu 75. Normal, îi dă cu sabia de samurai. Dar mă, frazor, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-aș ruga încă o dată să nu uitați să vă apăsați și vă acel mic butonaj de like. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, nu uitați să scrieți în comentarii ce sugestii mai aveți pentru noi, gen ce să mai facem în aceste episoade până să batem dragonul. Oricum, dragonul o să-l batem destul de curând. Sau mă rog, o să mergem în End destul de curând și gen călătoria prin End o să înceapă cu bătutul dragonului, pentru că așa este cel mai normal, pentru că dacă nu bați dragonul, nu poți să te duci în locul ăla unde e fortress, știi? Oricum, o să trebuiască să avem și multe perle la noi, că n-ai cum să intri în portalul ăla decât cu perle, din câte știu eu. În fine, frazor, cam asta a fost episodul, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Ciao, bă, pa!